Pe 7 august 1911 moare cel mai cunoscut țăran român, Badea Cârțan. Născut la Cârțișoara în anul 1849 la poalele munților Făgăraș, celebrul țăran cărturar a fost analfabet în anii adolescenței. A învățat să citească în timp ce mergea cu oile la păscut la vârsta de 16 ani, iar mai apoi a luptat pentru independența românilor din Transilvania, inclusiv prin răspândirea cărților românești în satele din Ardeal, volume care erau aduse clandestin din România. Se spune că a cărat timp de peste 30 de ani către Ardeal peste munți cu mari eforturi, peste 250.000 de exemplare de cărți scrise în limba română, acestea cântărind peste 20 de tone. Pentru a vedea cu ochii săi mărturii privind originea latină a poporului român, a călătorit pe jos până la Roma, unde se afla columna lui Traian. Ziarele timpului scriau atunci un dac a coborât de pe columnă. Gheorghe Cârțan a mai călătorit în Belgia, la Ierusalim și apoi din nou la Roma. În 1877 s-a înrolat ca voluntar în războiul de independență. Badea Cârțan a fost înmormântat în costum mocănesc, purtând căciulă ciobănească, în cimitirul din Sinaia. Pe crucea de piatră de deasupra mormântului stă scris: aici doarme Badea Cârțan, visând întregirea neamului său.